este super. M-a coruptină și m-a întâlnit. Bine, Giul, te-am știut. Te-am urmărit pantele în plin. Gata, gata, gata. Avem o susținătoare și pentru mine, o pup și mai vrem mai des asemenea ieșiri. M-am relaxat foarte mult, a fost foarte frumos. Mulțumim frumos tapului. A fost cam obosit, dar a fost frumos. Flori, de ce ai plâns mai devreme? A venit o prietenă și a stat tot. A venit o prietenă mea. Este că mă potrivesc cu ramă, dar a stat tot. Te-ai emoționat asta? Da. M-a simțit foarte bine. M-au cunoscut multă lume, băieți, fete. M-au cunoscut fiind mama lui Alin. Mi-au spus să fiu puternică împreună cu Alin, să mergem mai departe. Am avut Raimond, că-l iubesc enorm și că nu o să mai ies niciodată fără el. Mi-a lipsit foarte mult. M-am întâlnit și eu cu o domnișoară și mi-a spus că mă place foarte mult și că o să mă susțină. Cred că e subțire, asta e numai așa. Da, cred că, da. Numai mâna bărbatului a dat. Fundul nu l-a dat încă. Dar o să dați și fundul, nu? Întreb. A fost pe materialul ăsta? Păi nouă nu l-a izat. Păi de ce? A, ca să nu mai, ca să nu se spere băieții. A fost, da? Da, n-am văzut. Florina, ce era cu tine? Florina, da. Ce era cu tine? Plânsese mult, doamna Mirela. De ce să plângi? M-am întâlnit cu câteva prieteni și mi-am adus aminte de acasă, mi-a da, povestit ceva. Da, tu ai și plecat de-a cu 8 ani de acasă. Știu, dar mi-a fost foarte dor de acasă, de ai mei. Ok. Bine. Doamna Daniela, cine era băiatul acela de lângă dumneavoastră? Eu mai știu cine era. Cum adică mai știți cine era? Un domn care... Nu, dar era însurat, am înțeles, și cu fetița. Dar, până la urmă, ce problemă ar fi, Aline? Păi, ce problemă? Am vrut eu să sublinez. Ea e o femeie liberă. Am vrut eu să subliniez. Ai vrut să subliniez. Ne-am distrat. Am înțeles. Restul, cum v-ați simțit? V-ați întâlnit cu prieteni, cu susținători? V-au încurajat? Vi s-a părut așa criminal ce s-a întâmplat, băieți? Bine. Hai că vom mai continua, dar după publicitate.